Antonie Ohotă susține că cel mai probabil micuța care a venit pe lume este a unui licean care a stat în gaz de la Clara Nedelcu. Omul nu înțelege cum în urma unei relații cu mama rămâne însărcinată fiică. A avut băieți în gaz de liceu în timpul ăsta când a rămas fata gravidă. Ea nu vrea să recunoască nici că a avut cu mine nimic. Ce să mai zic de altceva? Fata e dreptată de ea. Că a venit și la mine în spital, când a fost în spital, și i-am dat bani, i-am dat 100 de lei și pe urmă i-am dat iar 100, că prima dată a venit cu masa. Bătrânul dezminte și acuzațiile aduse de fată și mamă cu privire la faptul că ar fi abuzat-o de la vârsta de 6 ani. Și povestea asta de acum 7 ani cu fata când avea 7 ani și că a țipat și au venit vecinii. Aia e minciună, doamnă. Cetățeanul ăsta m-a chemat la el după ce am dus, am luat televizorul și am băut și mi-a zis tataia, nu facem lucrarea un gagic și mă ia și ia bani. Și zic, știu, doamnă, ce zic. Nu-i fata mea sau să răspunde de ea. Cred că bărbatul ăsta, că de câte ori mă duceam, era pe la ușă pe acolo. Era gelos pe ea sau ce știu eu. Asta care a declarat că eu am bătut în peretă, că a venit o fată de la mine acasă. Antonie Ohotă s-a trezit în mijlocul acestui scandal sexual după relația pe care a avut-o cu Clara Nedelcu. Acesta susține că femeia îl șantaja, că îi spune soției de relația lor și era nevoit să-i dea bani pentru a păstra tăcerea. Am avut relații cu ea, dar nu eram împreună, că eu aveam familia mea. Da, ați avut relații cu ea? Da, până când s-a căsătorit. Și de atunci am întrerupt, dar ea tot nu m-a lăsat în pace, mă suna mereu că să-i mai dau bani.